viață și să aplic, să experiențez pe pielea mea. Avem foarte multă comutare între astea două, fără capacitatea de a pune picior pe pivotul ăsta conceptual. Păi noi suntem ca nație într-o problemă atât de gravă și avem o problemă atât de mare în conceptualizare, în capacitatea de a crea viziune și concepte realiste pentru viziunea respectivă. Poate că sunt într-o sensă legătură. Probabil o dependență de care. Ce se întâmplă? Vă spun că aspirația este un lucru foarte important, care deosebește fizicul de psihologie. Dar sunt aceiași lucruri. Deci universul ăsta, să fie clar, are sentimente. Pentru că suntem noi în el și avem sentimente. Ce dacă suntem foarte mici, ca picătură la scara lui? Universul întreg conține sentimente. Nu e pur și simplu substanțial material. Din confruntările cu situațiile de învățare din viață, omul se lovește de o complexitate comportamentală, deci trebuie să-și crească, e silit să-și crească o complexitate, să provocări comportamentale, provocări simbolice, complexitatea simbolică și o dezvoltă, mai putută dezvoltă, cea perceptivă și cea afectivă. Deci aici experiențele, aici aș avea reflexia, aici conceptualizarea, aici experimentarea. Da? În timp, pe măsură ce face față la aceste provocări, el învață să le echilibreze mai bine, adică să vină mai spre centru. Și să facă saltul, pașii aia mai des, între cele patru. Adică începe să se ducă spre o desăvârșire, să depășească secvențialismul, să vadă, să înțeleagă dintr-un ochi, să vadă dintr-un ochi, să cuprindă cu mintea, nu numai să pătrundă cu mintea. Da? Chestia asta, în ultima parte, după ce s-a răspândit el ca specialist, ca, după ce a fost un tânăr luptător spre partea a treia vieții, apare o necesitate de integrări mai mare. Și ambiția de auto-împlinire. Deci această ambiție, această aspirație de auto-împlinire, ca și la autorealizarea de la Maslow, da? E un vector important, chiar un vector în față. O cauză în viitor, nu o cauză în trecut. Lumea asta își schimbă măcar local aspectul, pentru că are și cauze în viitor, nu numai cauze în trecut. Ori noi cei din științele naturale vedem și vrem să explicăm totul și totul numai cu cauze din trecut. Și îl facem... Nu-i frumos. Îi spune că nu-i frumos omului de știință care ar vrea să aducă și cauza finală în discuție. S-ar putea să călcăm noi mai bine să stăm în dincolo, n-ai cum să faci psihologie să nu vorbești de motivații cu clientul. N-ai cum să nu te uiți la cauze și cauze din viitor. Însă, atât de repede s-a făcut bifurcația de psihologul respectiv, n-are niciun pic de cunoștințe din fizică, din alte zone. Și mănâncă mai degrabă neologismele astea care circulă peste tot pe internet. E des întâlnit. Cum de asta spun că e nevoie de readucerea celor două ramuri împreună, în discuție. Pentru că ambele le câștigat. Păi iată cum se întâmplă dependența de carte, prin alegerile din viață. Avem liber arbitru, noi sau părinții, care ne țineți la început, facem alegeri și intrăm în fiecare alegere are costuri. Și beneficii și costuri. Și am alegerile intrauterine, să spun așa. Introvert,
dintr-o vârf sentimental, intuitiv, unul din patru. Da? În copilărie, specializarea educațională pe care o aleg. Mai practică, centrată pe tehnici, teoric, mai teoretică, naturalist, formalistă, teoretică umanistă, da? Practică, relații interumane, toate astea sunt bine documentate, corelate cu stilurile astea de învățare. Lui Col s-a făcut mii de cercetări pe studenți, pe stiluri de învățare și meserii alocate cadranul. După care vine momentul profesional. Ai învățat ce ai învățat, dar cere la servici ce cere la servici. Aici se poate să mai ieși de pe făgaș și să începi să înveți altele. Dar nimeni nu spune, în general, de parcursul ăsta, că cel mai valoros lucru pe care l-ai de făcut este să nu uiți și cealaltă parte. Că din când în când, dacă tu vrei să fii performant pe partea ta și ești foarte ghibat și experimentator, din când în când ar trebui să încerci să pictezi ceva. Sau să spui o poezie. Să spui, nu, să o lăvi. Așa. Sau să... ca să-ți menții cel mai valoros lucru, flexibilitatea minții. Deci mintea în viață, în clișee, în făgașe pe care de pe care te conduc experiențele astea. Care sunt momentele de clișeu, de făgaș? Pentru că vrem să reformăm învățământul, programa, stilul. Da, dar cu niște profesori care ei au crescut pe stilul vechi, pe făgașul vechi și sunt deja înghețați în ăla. Cum faci lucrul ăsta? Deci trebuie să dau o ofertă extrașcolară pentru flexibilizarea asta a copilor, de ceea ce face centru. Dăm o ofertă extrașcolară, pentru că nu poți să faci în cadrul școlar două stiluri în același timp. Da. Mai mult, aici vorbeam des cu Florin și încă nu sunt pregătit să vorbesc despre zona asta. Mai apar o axă la învățarea experiențială. Am experiențe de deschidere, da? Când sunt orientate exosomatic, așa spre lume. Și experiențele alea dintr-o deschidere, lămutrice. Și acolo am experiențe concrete. Și pe acolo merge. Iar pivot pe care ăsta vedeți ce s-a din două. Dacă eu aveam acolo disc la aia cu acțiunile și aveam numai două dimensiuni, eram într-o situație în care erau comutative problemele. Când am trei dimensiuni, va conta foarte mult dacă plec pe pivotul, fac prima dată pivotul lăuntric, ca să trec în conceptoare abstractă, sau trec de la experiențarea concretă prin reflexie și focalizare afară. Va conta foarte mult în ordinea dezvoltării. Dar nu sunt încă pregătit să vorbesc foarte mult despre asta. E o temă de cercetare, să spunem. Încă prudă. Bun. Ia să văd cât. Insist pe câteva concepte. Ca să pregătesc mai multă rep. Structură, formă, tipar de desfășurare temporală. Da? Că spunem structură, spunem ne referim la componentele unui sistem, în general, unui ceva, unei entități. Și relațiile, schimburile. Și la relațiile și schimburi, natura lor dintre aceste componente. Și vorbim uneori de libertatea de restructurare. De exemplu, sunt roboții de ăștia pentru copii, li se scoate o mână, li se spun până alte chestii, deci schimb componente la ele și le pot restructura. Dar nu la infinit. Am o libertate restrânsă de restructurare. Când vorbesc de formă spațială, da, și
alte tipuri, că pot să reprezint orice sistem într-un spațiu de reprezentare și are o formă acolo. E dată, în cazul formelor geometrice arhitecturale, dată de raportul dintre diferite componente. Raportul dimensional, astea sunt două componente, dar asta e mai zveltă decât cealaltă. O chestiune de raport care duce către formă. Și bineînțeles, în cazul sau, dacă am ceva care e reprezentat de un graf spațial, de raportul distanțelor dintre punctele grafului. Atunci reconfigurare capătă, nu mai e reformare, e reconfigurare. Dar sunt în zona asta. Și vorbesc de libertate de reconfigurare. Alt element e tiparul temporal. În general avem, ne uităm foarte mult pe lucruri fixe, statice, date. Nu pe procese care evoluează, care palpită timp, care au pulsații, au trăiesc. Și ele nu sunt, sunt ceva, pentru că au un tipar temporal. Se culcă la ora aia, se spală la ora aia, dau din adică, e așa. Le recunoaștem că sunt vii și nu moarte după foarte mult după acest tip de tipar temporal. Programele ca artefacte ale noastre au intrinsec în ele tipare temporale. Și o libertate de reprogramare legată de asta. Plus, gabarit, scară de detaliere. Când judecăm lumea din jur. Pentru că, iată, nu pot, am aceeași structură, aceeași formă, dar la ridirea scară, nu pot să fac oricât de înalt forma aia și cu structura aia, tot un efect. Dacă fac prea înalt, în este de gabarit, se va prăbuși în sine din cauza greutății. Ține până la o limită construcția pe forma aia. De fapt, arhitectura modernă, prin apariția structurilor mai puternice, care sunt betoanele cu armături cu astea, au eliberat arhitectul